Salutare, nocivanilor și ratonașilor, bine v-am găsit la un nou episod cu Hârcolița, dar de data aceasta facem ceva foarte mega extra special. Încercăm să terminăm Granny pe Extreme. Am idee cam cum ar trebui să termin și în cazul în care nu termin eu pe Extreme, o să vă arăt vouă singura posibilitate de a termina Granny pe Extreme. O termina și X-Lader, probabil știți deja de la el, dar dacă nu, hai să vă arăt eu. Nu uitați de un like în cazul în care mai vreți episoade cu Hârcolița, cu Granny original. Hai să vedem cât de multe like-uri putem strânge. Am vrut să zic cât like-uri putem strânge, dar nu contează. Dați acolo și un subscribe și recomandați acest clip unui prieten în cazul în care mai vreți episoade de genul acesta. Un follow pe Instagram la nociv.insta m-ar ajuta super mult și let's fucking go! Este greu, nu o să vă mint, dar măcar o să încerc să vă arăt cum puteți face voi în cazul în care nu o să reușesc eu. Probabil, din câte știu eu, X-Lader s-a chinuit atunci ore în șir să termine. Eu nu am această putere de caracter să stau ore în șir ca să termin Granny pe Extreme, pentru că m-aș enerva foarte tare și nu ar ieși nimic amuzant. Let's go! Ok, fiți atenți aici. Deci ceea ce voi trebuie să faceți instant este să luați asta și să fugiți instant. Să dați o tură de casă, să sperați că nu o să vă prindă hârca și că nu o să vină de pe partea asta. Da, sunt mort. Vedeți? Deci, rip. Efectiv, rip. Deci ceea ce voi trebuie să faceți este cumva să vă ascundeți și să aveți șanse să ajungeți măcar în saună. E foarte greu, Hârculița e foarte bine pregătită. E ca un ninja din ăla nebun, nocturn. Vedeți că nici măcar nu văd în fața ochilor nimic. Este cea mai grea încercare făcută de mine în Granny până acum. Și din păcate nici măcar nu putem face acum ceva. Așa că o să ne ascundem aici. Sper că vine instant. Din păcate, nu putem vedea nimic în fața ochilor. Podeaua scârție instant. Granny e ca un ninja din ăla pregătit de cel mai bun ninja bătrân ascuns în munți pe care nimeni nu-l mai știe și care are puteri din ălea de mută munții și șmecherii din ălea. Parcă așa e Granny. Dar eu o să vă arăt cum. Bă, măcar sper să vă pot arăta cum aveți șanse să terminați. X-Lader a făcut un glitch. Bă, nu știu ce glitch, dar ideea stă în felul următor. Trebuie să iei vaza, să te duci în saună, să o tot chemi în saună, să o tot închizi și ai tot timpul câte 15-20 de secunde să îți încerci norocul. Ia să vedem. Închidem repede. Mergem jos. Ne ascundem repede aici. Și fiți atenți. Granny în 5, 4, 3, 2, 1... Ninja a venit, nu? Încă 5 secunde, 5, 4, 3, 2, 1, nu mai vine, mă? Ok, interesant, dar nu știu dacă scârție podeaua pe aici sau nu. Este mega greu, dacă nu mă credeți, încercați voi, intrați și testați cum v-am spus eu. Deci treaba asta în felul următor, trebuie să veniți aici, să sperați la un noroc chiar, să găsiți ceva, unelte pe aici să le puteți arunca, dar din păcate eu n-am găsit nimic. Acum trebuie să mă ascund din nou, pentru că ninja-lăul Granny s-ar putea să ajungă în 3 secunde. 3, 2, 1, prr! Eu v-am zis, deci nu ai cum să te pui cu ea. E mult, mult, mult prea rapidă. Chiar nu ai nicio șansă în fața ei. Hârculița e un ninja, mă, nu știu cu ce să compar, comparați voi. E imposibil și uite de când pleacă, pleacă așa, tip-til, tip-til, tip-til. Dacă am ieșit acum, într-o secundă mă paradit. Se mai și oprește, mai împune și capcană. Fuck. Deci fiți atenți cât de inteligentă e Hârculița. Măi, Hârculiță mică, măi. Băi, de ce pana mea? Nu înțeleg. Chiar nu pot înțelege. Doamne, iartă-mă. Păi și nu am nimic ce să arunc. O să încerc ceva. Copii, nu încercați asta acasă. Fuck! Nici măcar n-am avut timp să mă întorc. E imposibil. Bă, dar trebuie și ceva în mână ca să o chem în saună. Ah, o să dăm mai multe încercări, vă promit. Măcar vreau să fac cât de cât un progres, să vă arăt cum ați putea termina voi Granny pe Extreme. Pentru că, sincer, nu consider că eu aș putea face asta. Aș putea face asta, dar poate încercând în 10 milioane de feluri. Dând 10 milioane de try-uri și nu vreau să fac asta, chiar nu vreau să
Mă chinui atât de mult. Na, uite-te! Nu ai timp, bă, nu ai timp! Am vrut să iau și eu ceva și să mă duc jos. Deci, pur și simplu nu poți. Imposibil. Hirculiță. Mai încercăm, încă nu ne dăm bătuți, pentru că poate ne consideră Hirculița un prieten sau ceva. Un amic așa de cataramă. Poate, poate ne lasă să facem și noi ceva în lumea asta. Hai să încercăm să mergem pe aici. Normal că e blocată ușa, nici nu mă așteptam la altceva. Da. Hârca deja e la noi. Serios. Dacă și aici mă găsește, I'm fucking done. Te rog, nu. Hârca. Voi ați văzut cât de rapidă îi. Deci pe hard am reușit să termin Granny, dar pe extreme nu cred că o să reușesc vreodată. Și poate odată și odată o să am eu tăria aia de caracter și să stau ore în șir să termin jocul ăsta, dar nu vă promit nimic. Chiar eu nu consider că am vreo șansă, pe bune. Cred că pe extreme se comportă de zici că o băgat legale la un parte din 97. Cam așa ceva. Nu, e imposibil părerea mea. Hai să încercăm o schemă. Să vedem. Pa. Poate, poate o să găsim ceva în baie. Asta ar putea fi ok. Dar nu vine? The fuck? Păi serios acum. Deci înainte îmi venea instant. Și când vreau eu să vină, ghiște, nici măcar nu se gândește să vină. Acum ar trebui să vină. Uai, ce m-am speriat, doamne. Ok. Nice, 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 nice. Repede, repede, repede. Hai că poate, poate, poate reușim măcar să o adormim. Eu consider și asta un lucru bun. Bun, am ajuns aici. Tot ce trebuie să facem este să așteptăm să vină la noi în cazul în care vine. După să mergem în saună, să punem repede cheia, să facem zgomot cu ea, să vină bunii. Să o blocăm acolo și instantaneu noi trebuie să mergem să căutăm ceva prin casă. Și trebuie să faci prin misiuni mici, adică să nu te arunci pe bă, am reușit ceva, mai fac încă ceva. Nu, pur și simplu doar îți cronometrezi. Trebuie să ai timp să te întorci, să faci același lucru din nou și din nou și din nou. Pentru că altfel nu ai nicio șansă. Chiar nu ai nicio șansă. Hai să vedem. Bun. Nice. Și acum foarte, foarte mega repede trebuie să merg sus să caut ceva prin bucătărie. Cam atât am timp să mă duc repede, 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 repede de tot în bucătărie. Să văd dacă găsesc ceva pe aici. Aici este ceva, nu este nimic. Aici nu este nimic. Aici nu este nimic. Aici am găsit asta. Și mai am 15 secunde. No, acum, nocivanilor, eu tot ce pot să fac este să las asta aici. Și să fug cât de repede pot eu jos. Pentru că cele 15 secunde trec mult mai repede decât voi v-ați putea imagina. Să mergem iar aici, să facem așa. Să oprim asta. Să ne luăm repede asta. Îi dăm drop. Să ne băgăm repede pe jos aici. Și acum hârca în câteva secunde înapoi. Deci atât am avut timp. Să mergem să investigăm bucătăria și să ne întoarcem. Nu trebuie să mergeți prea departe. Uite, deci, asta a fost timp. Pam. Fuck. Ok. Eu mai dat o șansă. Nu știu ce naiba s-a întâmplat. Vă jur că nu știu ce s-a întâmplat, dar eu chiar m-am căcat pe mine. Nice. Acum repede pe jos, să vedem dacă mai avem timp. Uite. Deci acum avem timp să mai căutăm pe aici. Fuck. Fuck. Avem Playhouse Q. Ok, îl punem și pe ăsta. Hai să strângem să-l ținem tot jos. Avem deja o cheiță acolo. Și repede, repede, jor, ne băgăm aici. Pac. Pac. Spac. Din nou stăm așa, așteptăm să dispară hârculița. Numărăm 5 secunde. E mult mai bine așa ca să fii sigur. 1, 2, 3, 4, 5. Nice, ai fugit repede de tot aici. Dacă vrei să mai trăiești, și aștepți. 5, 4, 3, 2, 1. Ok.
Cred că am aruncat aia înainte să apară. Cam așa. Luăm asta, îi dăm drop. E repede, am fugit aici. 5, 4, 3, 2, 1. Bă, o întârziat o secundă. Nu vine să cred. Fuck. Și acum repede, repede, jor, ne ducem să mai investigăm ceva prin bucătărie, dacă mai putem. Păi, foarte greu, părerea mea. Chiar e foarte greu. Avem acolo partea aia. Pe aici, sincer, nu știu unde m-aș mai putea duce. Uite, aici m-aș mai putea uita eu. Repede, repede. Acolo nu-i nimic. Luăm și vaza asta. Și gata, nu mai e timp de nimic. Gen, gata, și în întârziere. Trebuie să mă duc aici. Adun tot ce pot în saună și după aia văd eu ce fac cu ele. Poc, șpoc, poc. Așteptăm. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Am fugit repede, repede jur aici. Așteptăm. 5, 4, 3. Ce mă? Ce vorbești, frate? N-ai cum, bă. N-ai cum să o dai cu ea, mă. Efectiv, nu ai cum. E mult prea bună. Deci joacă mult, mult prea bine, frate. N-ai ce să-i faci. Hai să încercăm să facem o nefăcută. Că trebuie să mergem totuși și mai departe. Încercăm să mergem până aici să vedem dacă găsim pepenele. Există șansa să găsim pepenele aici. Și o să rămân în tunelul ăsta. Tunelul ăsta o să mă salveze cât de cât. Mai am 15 secunde în care cel mai probabil nu am timp să fac absolut nimic. Dar oricum o putem chema pe Granny aici și noi să fugim repede acolo. Aici nu am nimic. Am verificat și playhouse-ul. Și acum vreau să fac gălăgie. Să vină Hârculița. Este foarte greu, nu o să vă mint. Sunt foarte concentrat și mă bucur că am reușit și măcar atât. Deci pentru mine tot ce am făcut până acum e o realizare. Uite-te că vine cu viteza luminii. Nu ai cum să o dai cu ea. Dar acum știți ce putem face? Putem merge foarte repede să vedem ce avem în fântână. Trebuie task-uri cât mai mici posibile. Și trebuie să încerci să faci să nu te prindă sub nicio formă. Uite, dacă ea acum se gândește să vină jos din propria inițiativă, eu am murit. N-am nicio șansă. Mergem repede aici, facem pac, 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 pac. Gata, n-ai timp. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, aparent se mișcă puțin mai greu pentru că am dus-o în playhouse. Și durează puțin mai mult timp să ajungă. Bă, nici măcar nu mai vine. Mai stăm 5 secunde, 5. 4, 3, 2, 1. Interesant. Acum sigur o să vină instant. 5, 4, 3, 2, 1. S-a întârziat o secundă. Bă, parcă am prins o idee cum vine ea. Poc și pic, poc. Și să mergem foarte, foarte repede să luăm mânerul de la fântână. Să vedem ce avem în fântâniță. Bă, o să mai încerc să termin pe extreme pentru că văd că sunt șanse cât de cât. E foarte greu, recunosc, dar sunt șanse. Chiar sunt multe șanse. Suntem și pe StreamCraft Live, dacă vreți să vedeți episoadele înaintea tuturor, să vedeți, de exemplu, episodul ăsta. Tot ce trebuie să faceți, intrați pe StreamCraft, pe primul link din descriere, dacă vreți să vă uitați de pe calculator sau dacă vreți să vă uitați de pe telefon, al doilea link din descriere. Hai să vedem. Ce găsim noi aici? Pam, pam, pam. Hâț, hâț, hâț. Și găsim... Granny? Da, Granny pe extreme. Imposibil să joci Granny pe extreme. Dar fac chestia aia ce făcea X-Lader. Fii atent, deci uite-te cât de repede vine. Deci, da, aia e ușa, ok? Fii atent. Uite-te. 5, 4, 3, 2, 1... M-au venit? Stai puțin. Uai că am luat numai un pic mâna de pe tastatură și m-am căcat pe mine de frică. Deci trebuie să încercăm să o prostim cât mai mult posibil, să ne plimbăm așa. Acum e foarte bine că avem și celelalte chestii, dar nu știu cum le mai scot eu de acolo. O să le scot pe rând, fiți atenți. Oricum nu le pot duce deodată. Fuck. Am murit. I'm so ripped.
Vai de capul meu, mi-a mai dat și fail. Uite-o, bă, pe ninja. Granny ninja. Nu dai cu ea. Ce mă, aveți lag nocivanilor? Aveți lag de la voi? Zic nocivanii de pe stream, cred că ar fi lag, dar nu are cum să fie lag în Granny. Cu hârculița noastră preferată. Nu are cum. No se puede, boys. Stați puțin, nocivanilor. Două secundele. Am mai vorbit eu cu un pic cu ratonul, perfect. Nice, acum, hai să vedem. Deci trebuie să facem în felul ăsta. E bine că pe aici nu scârție podeaua. Trebuie așa. Facem așa. Pac, pac. Run for your life, boy. Perfect, am apucat să iau cheia. Bun. Acum o să mergem să o închidem. O ruptă ăla! I'm fucking done. I'm fucking done. Nu mai am nicio șansă. O ruptă la boss. De ce? O ruptă la saună, frate. Dar nu mai am nicio șansă. Nici măcar o șansă pe extrema. E singura soluție. E gata, pa. Pa. I'm fucking done. Hai să încercăm. Mai încercăm încă o dată. Bă, dar de ce? M-a rupt ușa, bă. Fuck. Sunt atât de dezamăgit. Chiar aveam șanse să termin Granny pe extreme. Na, mai pot de nervi. Ok, păi hai să facem așa. Poate totuși putem să o omorâm. Dacă o ducem așa în capătul ăsta. Foc. Foc. Hai să încercăm măcar. O așteptăm, o închidem, dăm drumul repede la saună și fugim cât de repede putem. Perfect, 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 perfect și am fugit. Nu știu dacă o omoară. Poate nu am nevoie neapărat de lemn și atunci e bine. Hai să vedem. Doamne ajută, te rog, spune-mi că moare. Te rog. Nu, nu a murit. I'm done. Deși putem face chestia asta totuși să ne luăm avans de câteva secunde, dar... cam atât. Nu mai avem nicio șansă. Singura noastră șansă e să mai progresăm puțin așa. Stai că o să vină, probabil. Ok, dăm drop aici, repede, repede, repede. Ok. Cu siguranță o să vină acum. Nici nu încă pe urmă de îndoială. Așteptăm să plece din playground și după mergem, luăm rotița. De fapt, stai, știi ce? Am putea aduce următoarea rotiță, că e mai bine. După aia avem toate cele două rotițe acolo, le punem și vedem ce avem în playhouse. E greu, e mega greu. Și nu înțeleg de ce, bă, măcar dacă nu putea rupe chestia aia. Deci așa e foarte greu să reușești măcar să o închizi în saună. Hai, mai pune și capcane acum. Serios. Foc. 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 Am câteva secunde. Bun. Hai să vedem. Ai spus playground. Am spus playground? Playground. Păi nu e la playground sau... Eu așa îi zic, locul de joacă, nu? Pana mea. Hăți, hăți. Hai, mă! Nici măcar asta nu mai merge. E prea greu. Deci dacă reușiți voi, nocivanilor, cu metoda pe care v-am arătat-o, pe care o știu și eu de la X-Lader, nu uitați să îmi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai încerc, apăsați butonul de like. Vedem câte like-uri se pot strânge. Nu uitați și de o recomandare la un prieten acestui clip. Dacă puteți să recomandați la un prieten, m-aș bucura foarte mult. Să vină cât mai mulți nocivani noi, să ne strângem acolo 100.000. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați și un follow pe Instagram, v-aș mulțumi din toate sufletelul meu de la ton. Îți apare și Facebook acolo. Vă salut cu respect. Numai bine. Pa!